să o traduc ca să spun așa. Mie mi se pare extraordinar că la vârstele astea copiii pot să creeze așa ceva. Eu vă spun, eu am fost un antitalent total în ceea ce privește la asta. Nu înseamnă că nu-mi place și nu înțeleg. Da, și ei reacționează foarte rapid la poate această că, competiție. Poate că dacă și pentru mine aș fi existat un alt de în urmă cu categorii, un număr de ani, acum aș fi avut o altă, să spunem așa, prestanță artistică în zona. Acum eu ce să spun? În primul rând, eu vreau să mulțumesc tuturor imediat, tuturor participanților. Este un lucru extraordinar faptul că ați dat curs, să spunem așa, propunerii noastre. Vom încerca să vă promovăm. Iată, au venit alături de noi și o televiziune și mai mulți reporteri, să spun așa, de la diverse publicații. Este un lucru extraordinar pe care colegele mele au gândit-o ca o inițiativă și iată că au promovat-o și au dus-o până la capăt. E o inițiativă noastră ALDE și nu trebuie să ne ferim să spunem lucrul ăsta, pentru că este o realitate și suntem singurii care am făcut treaba asta. Și dincolo de mulțumirile celor care au participat și iată au adus atâtea lucruri frumoase aici, vă adresez dumneavoastră, domnilor profesori, mulțumirile noastre. Vă solicităm în continuare sprijinul, să nu încercați să nu veniți lângă noi în continuare, pentru că sunt convins că trecând timpul și realizând în continuare astfel de lucruri, poate schimbăm puțin plecând și de aici imaginea acestui oraș. Exact. Și asta este un lucru pe care ne dorim cu toți.